Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Miki, gazda voastră, și astăzi țin să vă anunț că Jador a scos o piesă nouă, o piesă în colaborare cu Emilia, Dodo, Jay Maly și Costi, o piesă care se numește Jale. Jale, 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 că eu voi porti. Bă frate, mie îmi place foarte mult piesa asta, e foarte fresh, o piesă de vară cu un videoclip foarte colorat, fete frumoase, secvențe de pe undeva de prin America de Sud. Este în colaborare cu Emilia și Dodo. Emilia și Dodo sunt două fete foarte frumoase care au și o voce bună. O să las pe parcursul acestui videoclip secvențe din videoclip, porțiuni foarte mici pentru a vă face o idee, însă vă recomand să intrați pe canalul Cat Music, să dați acolo un search Jador în colaborare cu Emilia, Dodo, Jay Maly și Costi, piesa Jale, ascultați acolo piesa întreagă. Mie îmi place foarte mult videoclipul, este un videoclip colorat cu jale, 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 o noapte îți dorești, jale, 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 după te obișnui. Palmieri, fete frumoase. Plante exotice, plaje foarte frumoase cu apa aia turcoază, așa. Mamă, ce-aș merge și eu un weekend pe o plajă din aia exotică. Cred că toată lumea își dorește. Ești amiaza vieții mele. În ultima perioadă, Costi colaborează cu foarte mulți artiști și pe tot ceea ce pune el mâna rupe. Piesa asta este postată de canalul Cat Music și chestia asta ajută pentru că acest canal are foarte mulți abonați și în momentul în care postează o piesă de genul este clar că va deveni virală, mai ales pentru că e Jador care adună foarte multă lume, este Costi care adună foarte multă lume și sunt acești trei artiști pe care eu nu-i cunosc, dar m-au impresionat plăcut: Emilia, Dodo și Jay Maly. E un mix foarte bun între toți acești artiști. Sunt convins că creierul acestui proiect a fost Costi Ioniță și mă bucur pentru că el face muzică bună. Cunoaște foarte mulți artiști pe plan mondial și sper să vă placă. Mie mi-a plăcut foarte mult. M-a surprins piesa asta. Este un mix între Jador și acești artiști. Piesa este cântată în română de către Jador, iar de către ceilalți în spaniolă. Sună foarte bine. Vă rog să-mi spuneți părerea voastră în secțiunea de comentarii. Sunt foarte curios dacă vă place videoclipul, sunt curios dacă vă place și piesa. Dacă așa este, dați un like acestui videoclip și nu uitați să vă abonați la canal. Loviți și clopoțelul pentru a fi notificați în momentul în care voi posta și alte videoclipuri. Până atunci ascultați Jador, repet, Jador, Emilia și Dodo, Costi, Jay Maly, piesa se numește Jale. Băie, Jale, sunt convins că o să fie pe primul loc în trending. Mie îmi place piesa, nu sună deloc ca mania, este o piesă foarte fresh, de vară, cum am zis. Weekendul ăsta merge perfect la mare, sunt convins că o să se audă pe plaje, pe litoralul românesc. Foarte mișto piesa, dacă vă place, repet, dați like acestui videoclip și lăsați-mi în secțiunea de comentarii părerea voastră despre piesa asta, despre videoclip. Vă place, nu vă place, sunt tare curios să aflu și de la voi. Eu sunt Miki, asta a fost părerea mea despre piesa nouă a lui Jador. V-am pupat, să aveți o zi frumoasă, pa, pa!